Legea dorită de fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici pentru a transforma prima casă într-un program social cu limită de venituri și credit garantat de stat de cel mult 66.500 de euro nu este pe placul actualului șef de la finanțe. Florin Câțu vrea și el să modifice programul care a impulsionat piața imobiliară în ultimii 10 ani, dar vrea să facă înainte o evaluare a tuturor proiectelor guvernamentale. Vreau să fac o evaluare, să vedem dacă banii folosiți din buget de stat au avut adus plus valoare în economie. Și cred că am menționat că și prima casă intră în această categorie. Dezvoltatorii imobiliari cer insistent guvernului să continue programul Prima Casă. Au 10.000 de locuințe în lucru și propun chiar un plafon mai mare pentru creditele garantate de stat, 90.000 de euro față de 66.500 cât prevede proiectul de lege din Parlament, mai ales că prețul locuințelor va crește la începutul anului viitor. Va fi o creștere destul de rezervată a prețurilor, de maxim 5%. Suma de 70.000 de euro nu mai este o sumă propice pentru achiziția unui apartament cu 3 camere, spre exemplu, și practic cumpărătorii se limitează la achiziția unei garsoniere sau unui apartament cu 2 camere. Pe de altă parte, sunt bancheri care ar vrea ca executivul să renunțe la prima casă, treptat printr-o reducere graduală a garanțiilor de stat. Deja creditele ipotecare au costuri și dobânzi apropiate de programul guvernamental. Singura diferență între prima casă și un credit ipotecar este de avans. Avansul minim pentru prima casă e 5%, iar pentru creditele ipotecare începe cu 15%. Dar un avans de 15% înseamnă încă un împrumut pentru mulți dintre clienții băncilor. Bancherii susțin că desființarea bruscă a programului ar fi o greșeală în contextul în care se anunță o recesiune economică la nivel global, iar creditele ipotecare nu sunt accesibile tuturor.